din activitatea de astăzi este un moment deosebit de emoționant pe care l-am denumit Escadrila Îngerilor. Era normal ca de ziua aviației să ne amintim și de cei care, din nefericire, și-au dat viața chiar în câmpul muncii. Desigur, ne amintim de toți cei pe care îi cunoaștem din Mediaș sau nu din Mediaș, dar în această zi o să-i amintesc doar pe piloții Nicolae Sebastian Marian și Lucian Huzduc, precum și pe capitanul Lavinia Guită. N-am să vă rețin foarte mult, doar câteva cuvinte, atât pentru cei care îi știți, cât mai ales pentru cei mici care astăzi alături de noi au ținut să fie și să aducă o floare la monumentul pe care în parcul Casei Gazelor Naturale, iată, îl avem și ne dorim să le aducem un pios omagiu. Nicolae Sebastian Marian s-a născut la 1 ianuarie 1960 la Cristian, în județul Brașov. A urmat liceul militar Mihai Viteazu de la Alba Iulia, apoi școala militară Aurel Vlaicu de la Mediaș, a absolvit cu gradul de locotenent pilot pe elicoptere militare. A fost repartizat la Tuzla, Constanța, unde s-a format ca pilot de elicopter. Sutele de ore de zbor peste mare i-au adus recunoașterea titlului de instructor de zbor în orice condiții. A ridicat pilotajul la rang de artă, iar din 1996 a renunțat la aviația militară și a devenit pilot al unei companii civile, Rongas Mediaș. Împreună cu pilotul Lucian Cristian Huzduc a format o echipă teribilă, cunoscută în toată țara sub numele Naie și Lucică. Astfel erau cunoscuți cei doi piloți de către toată lumea. Mereu vesel, gata oricând să se înalțe spre înaltul cerului pe care l-au iubit mai presus de orice. Cei doi au făcut parte din formațiunea de intervenții și operațiuni aeriene, care timp de aproape 3 ani a colaborat cu Zmur Târgu Mureș, intervenind în sute de cazuri și salvând sute de vieți omenești. Lucian Huzduc s-a născut la 1 aprilie 1960 la Rădăuți. După absolvirea școlii generale, a susținut examen de admitere la Liceul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, fiind admis printre primii. A urmat școala militară de ofițeri de aviație de la Bobocu, Buzău, unde a absolvit în 1983. A activat ca pilot de elicopter la aerodromul de la Tuzla, fiind cotat ca un profesionist desăvârșit. A decis să treacă în rezervă și s-a încadrat ca pilot la Rongas Mediaș, unde a pilotat de multe ori elicoptere închiriate echipelor de televiziune de la posturi naționale sau serviciului Zmur de la Târgu Mureș. Cei doi au fost decorați pentru înaltul profesionalism, umanismul și spiritul de sacrificiu, dovedite în numeroase acțiuni de salvare a vieților omenești, la care au participat din partea Serviciului Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare. Președinția României le-a acordat post-mortem Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, iar Consiliul Local Mediaș titlul de cetățean de onoare al municipiului Mediaș. Lavinia Guită, singura femeie din cadrul unității de la Boboc, care pilota avionul de tip AN-2. Ea a murit în iulie 2010, în tragicul accident de la Tuzla. Tânăra absolvise Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, era un pilot cu experiență care zbura atât ziua cât și noaptea, cu multe ore de zbor la activ. Avionul de tip Antonov 2, care s-a prăbușit pe aerodromul Tuzla, aparținea școlii de aplicație pentru forțele aeriene din Boboc. În momentul producerii incidentului, aeronava executa o misiune de zbor pentru antrenamente de parașutare. Lavinia Guită a absolvit școala generală Mihai Eminescu din Mediaș și liceul Ștefan Vigrot, tot din Mediaș. Ea era extrem de pricepută și la pictură, în 2008 având o expoziție la Mediaș. Pios omagiu și veșnică recunoștință. Vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Dacă cineva dorește să spună câteva cuvinte despre cei care ne-au părăsit, vă ascultăm. Spuneam că împreună cu copiii vom depune flori la monumentul aflat în parcul Casei Gazelor Naturale și ne vom aminti mereu de cei care și-au dat viața, la fel și cei doi piloți,
au murit efectuând o misiune de salvare. În numele Casei Gazelor Naturale, a societății RomGaz, care în permanență are acțiune de responsabilitate socială, vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi alături de noi. E frumos să știi că cineva își mai aduce aminte din când în când de cei care au făcut lucruri bune în viață, în afară de familie, bineînțeles, pentru că noi nu uităm, pentru noi zi și noapte ei sunt cu noi mereu și vor rămâne mereu cu noi. E o mândrie să știi că ai un erou în familie, dar în același timp și o foarte mare tristețe. Dorul care a rămas în noi nu se va stinge niciodată.